care a făcut bușcărie cu Mircea Nebunu. Știți ce vorbesc aici, nu? Să lăuda Mircea Nebunu care zidea salam, 200.000. Hă? Când îl șantajează pe Salam că aveți filmări cu el la Agnes, cu prostituatele care să cacă pe el și să pișe pe el, și cu farfuria cu 2-10, cine e în spate la toate măgările astea? Hă? Du-te, bă, Cristi Chira, lasă-ne că pe tine te bate nevasta, tu n-ai nicio credibilitate. Pe tine te bate nevasta pe live, tu n-ai credibilitate. N-ai cum să vii să... Du-te și te pocăiește mai bine. Tap, tap și distribuirii forță să bubuie live-ul ăsta. Să bubuie live-ul. Ați înțeles? N-ai cum să discuți cu mine, că la mine vin informațiile pe bandă rulantă. Tu și ai informații pe bandă rulantă? Deja lumea începe să scrie. Jurnaliști, tot. Cancanul, tot cine are, îmi vine și îmi dă din astea. Sunteți nebun la cur. Tu ești Cristia lui Marcela, nu-i Marcela lui Chira. Ești nebun. Tu ești Cristia lui Marcela. Tu trebuie să spui nume de familie Marcela Cristi. Spre ce vorbim? Îți vorbesc copiii, ți-e urât pe live. Tu n-ai credibilitate. Deci continuăm cu dezvăluirile. Am jucat cu un personaj important, TikTok, și am pierdut. Acel personaj mi-a spus pe următor. Băi, Calu, provocarea mea este să faci o emisiune și să-l provoci pe domnul Dan Bursuc, orică intră la tine, orică la el pe live să discute, să pună Biblia pe față, pe aici în fața camerei, să vină în fața telespectatorilor, fața fanilor și să spună că nu este el autorul moral sau autorul direct al... În spatele arestării lui Foane Ivancică nu s-a aflat el. Nu el a șantajat personajul care a filmat bătaia pe care o aplică Foane Ivancică amantei. Nu el este autorul moral al datoriilor în care a intrat Nae Niculae și datorită acelor datorii a ajuns să se sinucidă. Nu el este autorul moral în care s-a dat pe lângă nevasta lui Nae Niculae și spunea: fă, nu-i da lui Dan Simion, zis Dan Chioru, nu-i da pe 11 milioane, fă, că am eu om, fă, și pun eu om să-l strângă de coaie și nu-i mai dai niciun 11 milioane, adică gata. Și pe urmă pledai în protectorul ei. După ce ai terorizat-o și ai amințat-o, pe urmă erai protectorul ei cu Dan ăsta, cu Dan Simion, zis Dan Chioru. Ha? Și să mai vii provocare, să pui mâna până același timp pe Biblie și să te juri pe copilașul tău, pe sângele tău, pe mormântul tău, tăicuțul tău, că tu nu ai nicio dușmănie cu Florin Salam și că tu nu vrei să-l termin pe Florin Salam și că tu nu vrei să-l bagi în pământ pe Florin Salam.